Am revenit după publicitate. Vă rog să continuăm. Spuneam de efectul benefic pe care îl pot avea părinții asupra fătului, asupra noului născut și răspunsul efectul pe care acesta, îl efectuează. efectul acesta se întâmplă chiar dinainte ca acel sufletel să vină la încarnare. Se întâmplă în momentul conceperii, în momentul în care oamenii chiar se iubesc sau în momentul în care oamenii fac dragoste de dragul de a face dragoste. Dacă acel act, care nu e un act, vedeți că și până și denumirea act sexual, Doamne Dumnezeu, dacă în momentul în care păi doi oameni că nu se, se iubesc spune la contract. Maxim, da, contract, păi mai avem puțin și astea, da. Exact asta se spune în română și în mai multe limbi, este exact pe înțelesul tuturor. Ce faci? Dragoste. În forma materială poți emana, poți produce dragoste în forma energetică. E, în momentul acela toate se îmbină. În momentul acela există o explozie de energie, nu doar de plăcere, da? De energie la nivel subtil, pe care noi, dacă ar fi în stare să o vedem cu ochiul nostru al treilea, am rămâne uimiți. De foarte multe ori, și ceea ce spun acum o să pară science fiction, de foarte multe ori în momentul în care doi oameni se iubesc cu adevărat, nu doar au un act, da? În momentul acela, n-aș vrea să exagerez să spun 10, dar destul de multe entități din planuri subtile vin să se minuneze de acel eveniment, care nu e un act, da? Este o concepere. E, de acolo pleacă totul. În momentul în care noi conștientizăm, uite, la o anumită vârstă aflăm lucrurile astea. Păi și ce fac, domnule, că 40 de ani eu n-am știut lucrurile astea, nu l-am învățat pe copilul meu, n-am învățat-o pe fata mea și într-adevăr mă uit la ei, să zicem, și au și ei problemele pe care le-am avut și eu, cu toate că eu le-am spus, dar ei nu vor să asculte. Păi ce facem? Tocmai asta e faza, nu le spunem, ci simțim. Noi nu spunem că iubim, noi ideal ar fi chiar să iubim. Începem să mărim gradul de iubire pe care îl avem în acea formă în care a zis Clarisa, a primit de la Creatorul, principiul Creator Suprem către Dumnezeu, să conștientizăm că tot ce este în viața asta este pentru că ne-a fost oferit și vom oferi mai departe și îl canalizăm către fiul nostru, fica noastră, iubitul nostru care poate a luat o razna, soția noastră care poate nu mai e cum era înainte, s-a schimbat, cam asta e vorba în ultimul timp. S-a schimbat, domnule, eu n-am făcut nimic, eu sunt la fel. Am făcut fără să ne dăm seama, ne-am schimbat în interior emoțiile, ne-am schimbat sentimentele, ne-am schimbat starea aceea primordială pe care am avut-o când ne-am îndrăgostit. Dar tot acest proces se poate relua oricând și în momentul în care noi deschidem practic acel canal energetic către fiul nostru, să zicem că avem probleme cu el sau, mă rog, nu mai e pe cale sau credem noi că nu mai e pe cale, poate calea lui este alta. Ei, în momentul acela se întâmplă niște lucruri extraordinare la nivel cuantic între mine și fiul meu, între mine și soția mea, între mine și mama mea, chiar dacă nu mai e printre noi. În momentul în care noi emanăm iubire conștientă către toți cei din jurul nostru, începând cu cei din neam, că îmi place cuvântul acesta și nu-mi place cuvântul familie, nu știu de ce. Toți cei din neamul nostru strămoșesc până la cei care urmează să vină în acest neam, în momentul acela noi suntem un soare care, ce facem? Susținem. Ce face soarele? Soarele susține planetele pe orbită, fie că planetele vor sau nu. N-au un cotro, nu? E, în momentul în care noi suntem soare, și când spun asta mă refer la faptul că suntem plini de iubire, toți cei din jur, nu e vorba că îi susținem noi pe o... Asta a fost doar o metaforă, dar toți cei din jur se vor raporta la noi doar cu iubire. Evident, lumea e plină de oameni și este posibil ca 1, 2, 3, 5 să nu se raporteze, să nu aibă acel gram de iubire ca să ni-l ofere înapoi. Însă 90-95% asta vor face și în momentul acela noi știm că viața noastră este împlinită. Uite, spuneai la un moment dat că
Dintr-o dată se strică ceva, da? Da, așa zic oamenii, da? Da, se strică în relație cu soția, cu copiii. Bun, de ce se strică? Hai să vedem. În primul rând, pentru că probabil acea ierarhie despre care vorbeam nu este cum trebuie. În al doilea rând, spuneai, menționai de starea de îndrăgostire, da? Nu mai este la fel ca atunci când m-am îndrăgostit. Păi ce face diferența? În momentul în care un om se îndrăgostește, fiecare gândiți-vă la acel moment din viața voastră. Ce fac? Da? M-am îndrăgostit. Abia aștept să-l văd pe acel om, abia aștept să fiu în preajma lui, abia aștept să îl ating, să mă atingă. Nu prea Da? contează cum se comportă omul Nu respectiv. contează deloc. Deci eu doar vreau să fiu lângă el, să fiu în preajma lui. Eu îl iubesc Așa cum este. așa cum este, în totalitate. Bun. Ce se întâmplă pe parcurs? Încep să am pretenții. Da? Depășesc acea fază, omul este lângă mine în fiecare zi, încep să am pretenții. Pretențiile unde duc? Pretențiile duc la nemulțumire. De ce? Pentru că nu mi s-au împlinit. Acea Iar ne nemulțumire întoarcem la orgoliu. Așteptări, duce da. la agresivitate. Și uite, agresivitatea se întoarce împotriva omului iubit și se manifestă exact acea ucidere a iubirii care este cea mai periculoasă. Da? La copii la fel. În momentul în care s-a născut copilul, Doamne, mi se pare un miracol, îi mulțumesc lui Dumnezeu, îl ocrotesc, îl țin în brațe, sunt lângă el, sacrific tot ceea ce este nevoie pentru acel copil. Crește, își dezvoltă propria personalitate, încep să am pretenții, da? Și se Așteptări. strică legătura. Da, aceste așteptări, spunea înainte că îl accepti așa cum îl vezi, sau cum este, de fapt cum îl vezi. Pentru că de multe ori se văd doar calitățile, nu se văd și defectele și pe urmă, Pentru în că pe asta punem moment, accentul, vedeți? Și în exact. viața noastră, dacă noi am pune accentul doar pe calități, doar pe lucrurile Exact. frumoase, doar pe astea le-am vedea. Restul nu e ca și cum am aruncat mizeria sub coș. Restul nu ne-ar Corect. afecta. Nu ne afectează la persoana de care ne îndrăgostim faptul că, nu știu, se comportă în anumite situații prostește sau că, nu știu, nu se îmbracă cum. Nici nu vedem lucrurile astea pe care mai târziu începem să le considerăm așa zis defecte. La început nu ne-a interesat. Nu, știm să le ducem în momentul în care. Vedeți, asta e diferența. În momentul în care iubim din tot sufletul și suntem îndrăgostiți de persoana respectivă și nu avem așteptări, din iubire noi știm să le ducăm. Adică, dau un exemplu. Eu m-am îndrăgostit de Cristian. Mergem la restaurant, de exemplu, și din grabă, nu știu, el își pune haina, nu-mi trage scaunul. Și eu, îndrăgostită fiind, o să-i spun, mă ajuți, te rog, cu scaunul. Și el, evident că mă ajută. Dacă am pretenții și deja sunt într-o relație, știți cum o să-i spun? Bine, mă, că nu-mi tragi scaunul, că mă lași aici, ca nu știu ce. Mă Da, faci de asta e minune aici în diferența. public. Exact. Da. Din starea de îndrăgostire, noi știm să educăm omul cu iubire. Și atunci lucrurile se îndreaptă, chiar și acele mai puține calități, chiar și defectele, să le spunem, că până la urmă toți avem defecte, dar într-o relație de îndrăgostire, de iubire profundă, unul se educă pe altul și se formează un noi, se transformă din eu, el, un noi și atunci acel noi va evolua în ceva frumos și va impacta pe cei din jur. Pentru că la un moment dat vei ști întotdeauna nu pretențiile, atenție, dorințele celuilalt. Vei ști ce îl face fericit, vei ști ce îl împlinește și ăsta va fi scopul tău. Nu te vei mai concentra pe tine, nu vei mai fi orgolios, nu vei mai fi egoist și așa mai departe. Și asta se poate transpune, că zicem ok, dar în relație, dar cu lumea, asta se poate Da. transpune cu oricine, cu un om de pe stradă. Nu ne place că a făcut ceva. Pe acel om putem să-l educăm într-un anumit mod, prin iubire. Să înțelegem că cei care se plimbă, dacă am conștientiza. Uite, ăsta e un fragment dintr-o carte de-a mea, Noaptea albă a șoaptelor negre. Dacă am conștientiza cât de multe traume, cât de multe răni, cât de multe suferințe a oamenii din jurul nostru, pe lângă care trecem pe stradă, oamenii cu care discutăm în fiecare zi de dimineața până seara, oamenii care, sub o formă sau alta, ne supără, dacă am putea să le vedem doar jumătate sau un sfert din acestea, niciodată nu ne-am putea permite să mai judecăm pe cineva, pentru că am ști care este cauza. Și în momentul în care noi am răspunde cu iubire la orice se întâmplă în jur,
omul acela va găsi în el, dacă nu va găsi, va pleca din realitatea noastră, va găsi în el un gram de iubire care să, cu care să ne răspundă înapoi. E valabil pentru toată lumea, și nu în doar această pentru el. direcție, iar îmi permit să fac o recomandare de film, The Shack, Cabana. Genial Da, film, minunat. În ceea ce privește iubirea și raportarea la divinitate. Da, frumoase vorbe ne-a spus, probabil că o să fie mulți curioși să vadă filmele care, sau filmul care l-ați recomandat. Eu voiam să mai vă supun atenție o idee. Multă lume spune, și am auzit pe cineva spunând, uite-mă și la ăia, la vârsta lor se mai țin de mână. Adică e așa o prejudecată sau altă prejudecată că băieții, bărbații, în special sexul așa zis tare, nu trebuie să-și facă vizibile sentimentele, cu atât mai puțin iubirea, că îl face mai vulnerabil. Nu cred că e chiar așa. Păi nu este chiar așa, pentru că societatea ne învață că noi trebuie să luptăm. Noi trebuie să apărăm, noi ca bărbați mă refer, duri, da, să părem foarte neabordabili și tot așa mai departe, misterioși, nu? Că așa se spune despre un bărbat că ar trebui să fie. Și femeie. Însă în relațiile cu cei din jur, vulnerabilitatea apare doar dacă tu consideri despre tine că ești vulnerabil. Părerea mea despre mine este cea pe care majoritatea, nu toți, dar majoritatea oamenilor din jur și-o vor face. Acum, mai este un amendament la asta. Fiecare om din jur își face o părere despre ceilalți în funcție de convingerile sale limitative. Dacă cineva, ne uităm la televizor și vedem, nu știu, o vedetă, și zicem, ia uite și la ăsta a făcut, asta a făcut foarte mulți bani și a schimbat aia și a schimbat totul, eu dacă aș avea banii ei aș face altceva, sau uite cum a ajuns dintr-un nimeni, nu știu ce vedetă și acum e arogantă. Toate acele cuvinte, emoții, gânduri deja se află în noi. Nu ne e ciudă că nu putem face și suntem invidioși pe acea fată, fătucă, doamnă, ce-o fi, că a reușit în ceea ce și-a dorit ea. Dacă cel care gândea așa își dorea și el și avea calitățile minime și necesare să ajungă acolo, mai mult ca sigur ar fi ajuns. Pe lângă asta, a te ține de mână, a-ți manifesta emoțiile, a-ți manifesta iubirea mai ales, niciodată nu va fi vulnerabilitate, doar dacă, exact cum am spus, percepțiile greșite pe care le-am avut din copilărie și care ne conduc viața sunt de acelea limitative. Și atunci, da, omul asta crede. Dom'le, nu trebuie să-mi arăt, eu sunt impenetrabil, bărbații n-au voie să plângă, bărbații n-au voie să... Într-adevăr, masculinitatea este mai dură, mai dintr-o bucată, așa, mai butucănoasă față de feminitate, care este mult mai... Însă, oricât de dur și oricât de butucănos ar părea un bărbat sau mai direct sau mai că, na, asta e firea noastră, mai puțin mai dură, iubirea e tot acolo. E adevărat, într-o familie o mamă va vorbi frumos cu copilul, un tată tot din educație îi va spune poate pe un ton ce poate părea mai agresiv, nu ai voie să faci aia. Și copilul va înțelege, pentru că poate asta trebuie să înțeleagă atunci. Asta nu înseamnă că tatăl nu-l iubește pe copil. Așa se manifestă el, dar în același timp are și episoade în care stă cu copilul în brațe, în care îl mângâie, în care chiar îi spune că îl iubește și tot așa mai departe. Din păcate, oricât de agresiv ar părea, trebuie să vă atenționez că mai avem, cred că, un minut. Așa, câte o ultimă idee vă rog să adresați privitorilor emisiunii. Uite, eu o să spun scurt, ca o concluzie, citatul meu preferat, care pentru mine este un ghid de supraviețuire, vine din Lazarev și spune așa: iubirea de oameni nu poate fi un țel, ci un mijloc al iubirii de Dumnezeu. Frumos. Iubiți și sigur o să fiți iubiți. Simplu, ca bună ziua. Mi-ai furat finalul, cu asta voiam să termin eu, dar drept recompensă vă pun o întrebare, răspunde doar cu da și nu. Mai simțiți fluturi în stomac când vă gândiți unul la celălalt? Întotdeauna. Și vă mai plimbați ținându-vă de mână?
Ne mai plimbăm ținându-ne Așa, de mână, atunci, da. conform definițiilor OMS, vă doresc boală cronică în această iubire în care suferiți mult, mult timp de acum încolo. La fel vă doresc și vouă să vă contaminați de această boală numită dragoste, iubiți și lăsați-vă iubiți. La revedere, să auzim mai de bine.